Salut coloristule, eu sunt Constantin Dumitru și sunt Hair Educator. Am pregătit pentru tine astăzi 5 mituri pe care le-am întâlnit de-a lungul carierei mele în salon. 1. Ai mână bună și îmi crește părul repede. 2. Îmi tai vârfurile doar cum este luna în crește. 3. Nu prinde vopseaua, ești la menstruație? 4. Vopsitul în sarcină. 5. Nu m-am spălat pe cap ca să prindă vopseaua mai bine. Cu siguranță ai auzit de multe ori despre aceste mituri, dar hai să le luăm pe rând. Personal, mi se spune foarte des că eu am mână bună și că le crește părul repede după ce le tund. Nu înțelegeam acest lucru, deci eu am mână bună și altul nu are, așa că am făcut o mică cercetare. Răspunsul ar fi următorul. Foarfecă bună și tehnică bună. Foarfeca pe care o folosesc de obicei este o foarfecă de calitate bună și sunt atent ca lamele să fie mereu ascuțite. Când tai firul de păr, părul rămâne perfect tăiat și de aici și oxigenarea firului de păr. Dacă aș folosi o foarfecă care nu taie foarte bine, probabil 5 fire le-aș tăia și 5 le-aș sigila. Aici vine și replica clienților. Am fost la un stilist, la o stilistă și nu aveam mână bună. Nu mai crește părul de atunci. Ne ajută ca părul nostru să respire mult mai bine și să crească mult mai repede. Când exagerăm cu filarea părului, poate o foarfecă de filat sau cine știe ce instrumente, părul se subțiază și da, poate fi afectat mult mai ușor. Și mai ține puțin și de energia omului, adică omul care îți taie părul trebuie să fie pasionat de ce face și să nu se uite la ceas din 5 în 5 minute, oare cât mai am până rup ușa să plec acasă. Luna în creștere este datoria fiecărui client să aibă preferințe, să creadă în divinități, zeități și așa mai departe. Dar datoria noastră ca specialiști este să le spunem despre foarfeca bună și tehnica bună. Nu prinde vopseaua, ești la menstruație. În perioada cu pricina, scalpul clientei degajă o căldură mult mai mare datorită circulației sanguine care este mult, mult mai rapidă. Femeile pierd mai mult fier în acea perioadă și decolorarea poate să fie mai ușoară. Se va deschide mult mai ușor. Când vine vorba de acoperirea părului alb, este posibil ca vopseaua să se ridice ușor de pe scalp din cauza căldurii. Trebuie să verificăm și să aplicăm cu atenție mai multă cantitate și căruri subțiri. Posibil ca acest mit să fi plecat dintr-un salon în care stilistul, stilista nu și-a asumat greșeala și a dat vina pe client. Clientul este întotdeauna de vină, nu eu. Vopsitul în sarcină. Aud foarte des de la clientele mele care au rămas însărcinate, că au fost sfătuite de medic, de soț, mamă, rude și așa mai departe, să nu se mai vopsească în timpul sarcinii. Și prima întrebare era, ai o vopsea cu amoniac? Nu, amoniacul este rău în această ecuație. În trecut, când produsele nu erau atât de performante și puteau să afecteze pielea scalpului, uneori ajungea la chiar crăparea, se înțelegea. Dar în prezent avem produse de o calitate foarte bună și nu mai este cazul să ne facem griji. Personal mi-am decolorat soția în timpul sarcinii. Cum nu am făcut-o în 12 ani de relație, am trecut cu ea de la roșu la verde, de la verde la roz și așa mai departe. Ea, părul ei și copilul nu au avut de suferit. Atât timp cât folosim produsele pe care le avem în portofoliu cu cap și nu abuzăm unde nu e cazul, n-avem de ce să ne facem griji. Nu m-am spălat pe cap ca să prindă vopseaua mai bine. Total eronat. Este din aceeași categorie cu vopsitul în sarcină. De ce? Pentru că erau aceleași produse, probabil clientele erau mult mai sensibile și au stat cu părul să se murdărească, să adune mai mult sebum ca să fie protejat. Din contră, eu recomand ca un păr să fie curat timpul colorării și decolorării. Curat înseamnă să fie spălat cu o zi, două înainte, nu săptămâni, sau să nu fie cazul dacă avem produse care acoperă, spray-uri care acoperă rădăcina părului alb sau aceste șampoane uscate. Este o informație veche care se folosea în trecut cu produsele acele foarte puternice, dar, repet, în zilele noastre produsele de la orice brand sunt foarte performante și nu mai este cazul să ne facem griji. Tu ce mituri știi? Ce mit crezi că mi-a scăpat mie? Eu miturile astea 5 le-am auzit cel mai des în salon. Sunt curios să-mi răspunzi jos în comentarii ce mituri ai întâlnit tu în salon. Te îmbrățișez cu drag, eu sunt Constantin și îți urez spor la colorat!